Începem cu o știre bună, pentru că numărul contagiatilor scade. În ultima vreme a fost 5210 și ieri a fost 4494. Dar se termină cu problema COVID-19, se începe cu frica de COVID-19, pentru că în Italia acum cel mai mare preocupare este lucru. Adică foarte mulți oameni nu mai lucrează, foarte mulți oameni sunt în criză financiară și asta e un problemă mare. În politica e un problemă mare și niște decizii luate de oameni, pentru că a fost denunțat primarul lui oraș Messina în Sicilia, pentru că e în fața cu Calabria, unde acolo e stretto, se merge doar cu vapor, pentru că s-a pus acolo și a zis: bine, cine vine în Sicilia trebuie să mă spune de ce. Asta chiar nu ajută în momentul ăsta de preocupare, crea probleme, sigur crea probleme pentru asta.